Filipeni, capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevăratul tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați privit și auzit de la mine, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta vom începe o serie nouă de studii biblice care se vor concentra pe versetele acestea ultimele pe care le-am citit. Dar înainte, aș vrea să încep cu citatul acesta din Proverbe 4:23, pentru că titlul acestei serii de predici este Păzește-ți inima, ai grijă de inima ta, de mintea ta, practic. Proverbe 4:23 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aș vrea să spun de la bun început câteva lucruri despre epistola aceasta Apostolului Pavel. Este o lecție introductivă în această seară. Acestea sunt cele două versete care vor face practic obiectul lecțiilor noastre biblice pe câteva săptămâni de acum încolo. Tot ce este adevărat, vom avea o lecție, tot ce este vrednic de cinste, o altă lecție, tot ce este drept, o altă lecție, tot ce este curat, ce este vrednic de iubit, ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, acelea să vă însuflețească. Sunt, de fapt, lucruri pe care Apostolul Pavel spune, le-ați învățat, le-ați primit și ați auzit de la mine și ați văzut în propria mea viață aceste lucruri. No, călcați pe urmele mele și Domnul păcii va fi cu voi. Haideți să vedem câteva lucruri generale despre epistola către Filipeni. În primul rând, epistola aceasta este scrisă de Apostolul Pavel în timp ce el este la Roma, este închis și este scrisă în anul 62 după Hristos. Deci dacă Domnul a fost răstignit probabil în anul 33, nu? El este la o distanță destul de scurtă, să zicem de 30 de ani, de la plecarea Domnului Iisus Hristos la cer. Deci este o perioadă foarte scurtă când Apostolul Pavel scrie această epistolă către Filipeni. De fapt, el scrie creștinilor din acest oraș și numele orașului este luat de la tatăl lui Alexandru Macedon, Filip, regele Filip. El a locuit pentru o perioadă în acest oraș, unde erau niște mine de aur și de argint. El s-a îmbogățit foarte mult în urma mineritului, explorării acestor minerale din jurul acestui oraș. Pe tatăl lui Alexandru îl chema Filip, care înseamnă iubitor de cai. De aceea și orașul este orașul iubitorilor de cai. Biserica din Filip este o biserică fondată de Apostolul Pavel și prima membra acestei biserici este o femeie și nici măcar nu este din Filip, este din Tiatira.
Este vorba de Lidia din Tiatira, o vânzătoare de purpură care se pocăiește la predica Apostolului Pavel în Faptele 16 cu 14. În urma unei minuni care o face Apostolul Pavel și Sila în cetatea asta, Filip, când o vrăjitoare, o roabă care ghicea și în urma ghicirii ei stăpânii făceau destul de mulți bani, a fost vindecată și eliberată de duhul acela de ghicire, Pavel și Sila sunt aruncați în urma unei răscoale la pușcărie. Acolo, la miezul nopții, spune Sfânta Scriptură că au început să laude pe Dumnezeu, să se roage și să se închine lui Dumnezeu. A venit un cutremur mare de pământ, știți textul acesta din Fapte 16, și temnicerul din Filip se întoarce la Dumnezeu, el și toată casa lui. Este botezat, el și întreaga familie, și ăștia sunt primii membri, dacă vreți, ai bisericii din Filip. Epistola este o simplă scrisoare a apostolului către această biserică și sunt unii comentatori biblici care spun că este cea mai puțin dogmatică din toate epistolele apostolului Pavel. Nu conține prea multă teologie, este foarte personală, foarte deschisă și aș vrea să discutăm puțin despre scopul scrisorii lui Pavel către biserica aceasta din Filip. Ca prim scop este să mulțumească fraților din Filip pentru ajutorul financiar. Mai mult de 10 ani, frații din Filip i-au trimis Apostolului Pavel întotdeauna ajutoare financiare. De câteva ori a fost ajutat financiar de biserica aceasta din Filip. S-a simțit obligat să mulțumească fraților pentru dragostea lor pe care și-au arătat-o în felul acesta. Dacă citiți, tot în capitolul 4 de la versetul 10, el spune: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, pot totul în Hristos care mă întărește, dar Pavel zice, a fost o mare binecuvântare ajutorul financiar pe care voi mi l-ați dat. De fapt, un alt scop pentru care Pavel scrie această epistolă este să îndemne biserica la pace. Dacă studiem toate bisericile din Noul Testament, vom descoperi că nu există nicio biserică să nu aibă probleme. De aceea să nu considerăm că dacă noi avem probleme uneori în biserică, este ceva ciudat. Nu. Biserica formată din oameni și oamenii vin la biserică cu necazurile lor și creează probleme altora. Ei bine, sunt două femei în biserica aceasta, se pare că astea sunt o sursă de tensiune destul de mare în biserică. Le cheamă Evodia și Sintichia. Acum, sunt unii comentatori care spun că astea ar fi fost, de fapt, două diaconițe din biserică. Acum, dacă au fost sau nu, nu putem să garantăm, dar oricum sunt două surori din biserică care au ori două partide, ori au ceva de împărțit și care creează în biserica din Filip o tensiune care ajunge la urechile Apostolului Pavel. În al treilea rând, Apostolul Pavel scrie să informeze pe frați de situația lui Epafrodit. Cine este Epafrodit? Epafrodit este unul dintre frații din Filip care a fost trimis de către biserică cu ajutor pentru Pavel, dar și cu scopul să rămână să slujească Apostolului Pavel în continuare. A fost un fel de frate voluntar, dacă vreți, care s-a pus la dispoziția Domnului să slujească. Problema este că Epafrodit trebuia să rămână și să-l ajute pe apostol, dar s-a îmbolnăvit foarte grav. A zăcut bolnav multă vreme, după ce Domnul s-a îndurat de el și s-a vindecat de boala lui. Spune că Epafrodit a vrut să se întoarcă înapoi la familie.
Probabil a fost dor de acasă, a fost aproape de moarte și acum probabil și familia auzise de necazul prin care a trecut și a vrut să se întoarcă înapoi în familie. Pavel s-a învoit cu întoarcerea lui înapoi în familie, dar nu dorea ca frații să-l considere un fel de dezertor. A fugit de la datorie, de aceea scrie cuvinte foarte bune și frumoase despre acest Epafrodit, îndemnându-l pe frați să-l primească bine și cu dragoste. Îl trimite cu o scrisoare de mulțumire. De fapt, scrisoarea de mulțumire, cred că este exact epistola aceasta către Filipeni, cu care Pavel îl trimite pe Epafrodit. Pavel este la închisoare și avea nevoie, probabil, în celula aceea de închisoare, de ajutor din partea fraților. Un al patrulea motiv pentru care apostolul scrie este să se încurajeze pe frați în fața persecuțiilor care vor veni. În primul rând, el le descrie situația în care se găsește el. Dacă citim în primul capitol, versetele 12 la 14, el spune așa: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. El le spune creștinilor de situația sa: suntem în timp de persecuție și s-ar putea ca ceea ce sufăr eu acum să vină suferința asta și peste voi. De fapt, el reia în versetul 29, unul dintre versetele aproape tulburătoare, nu? Zice așa: căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. De ce spun că e foarte greu versetul ăsta, că ne vine foarte dificil să înțelegem că suferința pentru Domnul e un har, nu? Noi înțelegem prin har altceva, nu? Prosperitate, bucurie, sănătate, succes și așa mai departe. Dar zice Apostolul Pavel: vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și suferiți. Și s-ar putea să aveți parte de acest har, să fiți persecutați din pricina lui. Apoi Pavel le oferă sfaturi pentru a-și păzi mintea de atacurile ereziilor din vremea aceea. Vom vedea pe parcursul studiului nostru biblic că tocmai aici, la aceasta se referă cuvintele care spune tot ce este adevărat, pentru că foarte multe lucruri nu erau adevărate nici atunci, așa cum nu sunt nici astăzi. Și trebuie să știm exact ce să alegem când e vorba să ne lăsăm mintea cuprinsă de ceva. Apoi, ultimul lucru, Pavel vrea să-i atenționeze pe cei din Filip de pericolul iudaizatorilor. Cine erau iudaizatorii? Erau evrei care plecau în misiune din Țara Sfântă. Erau evrei creștini și veneau în bisericile creștine predicând la creștinii dintre neamuri că dacă vrei să fii creștin bun, trebuie să te faci evreu prima dată, trebuie să te tai împrejur, trebuie să respecti legea, altfel nu poți să fii creștin. Aceștia erau numiți iudaizatori. Aș vrea acum să fiți atenți la cuvintele pe care le folosește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel este destul de prudent în afirmațiile sale și este politicos în mare parte, dar aici este extrem de dur. Ascultați. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijeliții aceia. Wow! Scrijeliți, știți ce înseamnă? Se referea direct la tăierea împrejur acestora că s-au scrijelit. Nu? Sunt tăiați împrejur. Pentru că zice el că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Feriți-vă de ăștia. Duc o învățătură extrem de periculoasă. Tot în partea asta introductivă vreau să spun că este absolut admirabil
cum descrie Pavel, cum se adresează Pavel fraților din Filipi. Asta ne poate sluji ca exemplu atunci când scrieți o scrisoare, de exemplu. Nu? El scrie cu dragostea unui părinte spiritual. În primul rând le zice, prea iubiții mei frați, prea iubiții mei frați. Putem spune oare la toată lumea prea iubite frate? Cam greu, nu-i așa? Apoi zice, doriții mei frați. Ce vrea să spună cu asta? Aș doresc foarte mult să fiu împărtășie cu voi. Să fiu în mijlocul vostru, să fiu cu voi. Și apoi, bucuria mea. Voi sunteți bucuria mea. Știți că grecii se salutau cu cuvântul acesta, carein, care înseamnă bucurie. Când se întâlneau doi greci, spuneau carein. Evreii spuneau shalom, pace, nu? Carein este bucuria, care este de fapt un atribut al sufletului omenesc. Pe când pacea este un atribut al duhului omului. Bucuria mea, spune Pavel. Să te bucuri, să vezi pe frați. Sau pentru noi ar fi un lucru destul de greu, că nu ne bucurăm de toți. Hai să fim foarte sinceri. Și ultimul lucru care spune Pavel, zice, cununa mea, cununa mea. În greacă există mai multe cuvinte despre cunună sau coroană, dar el folosește Stefanos, care înseamnă cunună, diademă, cunună de lauri, care era dată omului victoriosului. Voi sunteți semnul biruinței mele, dacă vreați. Voi sunteți semnul succesului meu în câmpul Evangheliei. Vai ce cuvinte extraordinare folosește Apostolul Pavel pentru frații din Filipi. Mergem mai departe și vrem să abordăm deja subiectul din această seară și să facem o afirmație. Noi suntem o trinitate. Apostolul Pavel spune de fapt în 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este o trinitate și omul este o trinitate, prin trup sau corpul pe care noi îl avem, noi suntem în contact cu lumea materială în mijlocul căruia existăm. Prin suflet avem capacitatea de a gândi și a simți și avem voință. Prin duh avem capacitatea de a comunica cu Dumnezeu. Prin moarte și înviere vom avea un alt trup. Dar Duhul creștinului a fost înnoit. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, îl avem prezent în noi, trupul nostru devine templu al Duhului Sfânt, mintea, sufletul nostru, dacă vreți, gândirea și sentimentele noastre, însă sunt atacate de lumea în care noi ne aflăm. Noi suntem într-un război spiritual, de fapt, în continuu, și războiul acesta se dă asupra sufletului nostru, asupra inimii, a minții noastre, dacă vreți. Există aceste trei cuvinte care se folosesc interschimbabil în Noul Testament, minte, inimă și suflet. Dar dacă inimă se referă mai mult la sentimentele noastre, nu? Mintea la rațiunea noastră, sufletul înglobează pe toate, nu? Este mintea, este gândirea noastră, deci este voința noastră și în același timp sentimentele care noi le avem. Sufletul sau mintea, dacă vreți, este câmpul de luptă al creștinului. De aceea vom vedea în versetul 8 că Pavel spune:
Aveți grijă la ce gândiți, aveți grijă ce lăsați să intre în mintea voastră. Adunați doar tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, ce e drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună, orice laude. Căutați-le astea, adunați-le. Veți vedea că dacă pe parcursul studiului nostru biblic o să insistăm asupra acestui expresii, aceea să vă însuflețească, pentru că expresia aceasta este tradusă mult mai corect în celelalte ediții ale Bibliei, care spune, la asta să vă gândiți, astea să le lăsați să pătrundă în mintea voastră. De asta să vă lăsați animați și preocupați în mintea voastră. De lucrurile care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, de primit, orice faptă bună, orice laudă, astea să le dați voie să intre în mintea voastră. Spuneam că sufletul poate fi numit și minte sau inimă. Este sediul intelectului nostru, a voinței noastre, a emoțiilor noastre. Este locul în care gândim, simțim, decidem. Este de asemenea locul unde încep toate conflictele cu care ne confruntăm în viața aceasta. Mintea este câmpul de luptă permanent și suprem al vieții noastre fiecăruia. Ce lăsăm să intre în ea? Ce lăsăm să pătrundă în mintea noastră? Ce citim? Ce ascultăm? Ce vizionăm? Este extrem de important. În al doilea rând, Domnul spune că mintea, de fapt, spuneam înainte că mintea este câmpul de luptă suprem al vieții fiecăruia dintre noi. Domnul spune că firea pământ, de fapt spune Sfânta Scriptură că atât Domnul, Dumnezeu, firea pământească și diavolul se luptă pentru controlul minții noastre. Mintea noastră primește impulsuri de la Dumnezeu, de la diavolul, dar și de la natura noastră păcătoasă, nu? De cine ascultăm? De ce se dezlănțuie bătăliile acolo? De ce în mintea noastră? Cum este un verset în Proverbe 23 cu versetul 7, din păcate, am văzut că noua traducere a Bibliei românești are toate cărțile revizuite în afară de Psalmi și de Proverbe. Pentru că aceste cărți sunt extrem de greu de tradus și de foarte multe ori versetele din Psalmi și mai ales din Proverbe sunt traduse greșit. Dar dacă vă uitați în Bibliile englezești, de exemplu, subiectul este foarte clar. În Biblie, deci în Proverbe 23 cu 7 spune, fiindcă așa cum gândește omul în inima lui, așa este el. Biblia Fidela spune exact așa, fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el. Noi suntem ceea ce gândim în inima și în mintea noastră. Noi suntem suma gândurilor și a sentimentelor noastre. Biblia Catolică spune că cum calculează în inima lui, așa este el. A gândi, a calcula, a socoti, nu? Este cam același lucru. Biblia de Iași spune că și precum nepotrivire este în sufletul său, așa este și el. Deci, cu alte cuvinte, mintea noastră este terenul de atac asupra ființei noastre din partea celui rău și a lumii din jur. De aceea, mintea noastră, spune Sfânta Scriptură, că trebuie transformată, înnoită, nu? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Roman 12 cu 2. Mintea însă trebuie și păzită, stăpânită. Iată ce spune 1 Petru 1 cu 13.
De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Când îți încingeai coapsele, înseamnă că te duceai la luptă. Așa. Și Petru spune, ei, aveți grijă de mintea voastră, fiți treji, încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți gata de luptă. Păziți-vă mintea, cu alte cuvinte. Haideți să vedem acum în continuare ce ne sfătuiește Apostolul Pavel, cum să ne păzim mintea. Cum să ne păzim mintea? În primul rând, el zice, întărește zidul închinării, a laudei în viața ta. Versetul numărul 4, care spune așa, bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Pavel îi poruncește credincioșului să se bucure, să se bucure. Acest cuvânt înseamnă a fi bucuros și este un prezent continuu la diateza activă, este o dispoziție imperativă și Pavel zice în continuu să vă bucurați, să vă bucurați de toate lucrurile. O mare parte din viață nu se pretează la fericirea noastră, hai să fim foarte serioși, nu-i așa? Uite, vin alegerile, iată ce s-au întâmplat, aproape că am asistat la o crimă odioasă, atentat împotriva fostului președinte, se întâmplă lucruri teribile în jurul nostru, suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă, nu-i așa? Viața nu ne oferă prea multe ocazii să fim fericiți, nu? Să fim bucuroși. Cu toate astea, porunca lui Dumnezeu este că putem să ne bucurăm de cine este El, de cine este Dumnezeul nostru, de cine este Hristosul nostru, de ceea ce a făcut El pentru noi și de ceea ce face El în viețile noastre în continuare. De asta ne putem bucura întotdeauna. Bucurați-vă pentru că El conduce această lume. Viața noastră este în mâna Lui, soarta noastră este în mâna Lui. Rodica este foarte încrezătoare că dacă Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și l-a scăpat pe fostul președinte de acest atentat, îl va lăsa președinte măcar vreo 4 ani de acum încolo. Eu mă bucur că are credința asta și mă rog ca Domnul să-i o țină. Dar în același timp, când eu mă gândesc la unde trăim, cât de specialiști în furturi sunt alții, nu? Încep să fiu îngrijorat de soarta noastră în următorii ani. Dar indiferent cine conduce țara asta, Dumnezeu încă conduce lumea. El a dovedit-o într-un mod extraordinar și cu atentatul ăsta, nu? Exact la secunda aceea cineva întoarce capul și nu îl lovește în frunte, ci zgârie un pic urechea. Toată lumea a văzut o intervenție dumnezeiască în lucrul ăsta. Ei, Dumnezeul nostru face minuni și ar trebui să avem încredere în El pentru viitorul nostru, bazându-ne pe El, pentru că El a fost de partea noastră, este și va fi de partea noastră în continuare. De aceea ne putem bucura în El întotdeauna, ne putem închina cu bucurie înaintea Lui. Când inima ta ți este atacată de îngrijorări, de frică, de anxietate, adu-ți aminte că Dumnezeu conduce lumea, nu? Încurajează-te, laudă pe Domnul și închină-te înaintea Lui. Îți păzești mintea în felul acesta. El vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, spune versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. În primul rând, deci, întărește-ți acest zid al închinării, reasigură-te că Domnul este la cârma vieții tale și ai încredere în El pentru ceea ce face El în viața ta. În al doilea rând, întărește zidul răbdării. Întărește zidul răbdării. Uite ce spune versetul 5, partea A. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Când am studiat despre roada Duhului blândețe, am tras concluzia că un animal sălbatic poate fi îmblânzit, nu? Și
când este îmblânzit, el ascultă de stăpânul lui. Blândețea nu este numai o manifestare, să zicem, a personalității noastre, ci este o ascultare de stăpânul nostru, o recunoaștere a adevăratului nostru stăpân, care este Dumnezeu. Blândețea voastră să fie întotdeauna cunoscută de toți oamenii. Cu alte cuvinte, purtați-vă frumos cu toți oamenii din jurul vostru. Blândețea înseamnă spirit blând sau plin de har. Dacă tu ai primit har de la Dumnezeu, arată har și celora din jurul tău. Pavel spune că realitatea credinței noastre ar trebui demonstrată în modul în care ne purtăm cu alți oameni. Modul în care ne purtăm cu oamenii din jurul nostru. Dacă am fost iertați, la rândul nostru trebuie să iertăm. Dacă Dumnezeu s-a purtat frumos cu noi, trebuie să ne purtăm frumos cu cei din jurul nostru. Este expresia, de fapt, a credinței noastre. Al treilea rând, când adoptăm mentalitatea iubirii de sine, care este peste tot în jurul nostru, vom privi întotdeauna lucrurile pe care oamenii le fac și le spun ca pe un atac personal. Imediat vom fi jigniți, imediat ne simțim atacați. Dacă așa avem mentalitatea asta, domnule, noi suntem cei mai importanți de pe fața pământului, toată lumea are treabă cu noi, nu? Nu ne salută cum trebuie, nu ne dau cinstea cuvenită. Atunci vedem totul ca un atac personal. Dacă suntem creștini adevărați, spune Apostolul Pavel, atunci purtați-vă întotdeauna cu blândețe, ca toți oamenii din jurul vostru să vadă blândețea voastră. În al treilea rând este că ar trebui să ne întărim zidul rugăciunii. Zidul rugăciunii. Mintea noastră are nevoie de... viața noastră și mintea noastră ar trebui să fie ca o cetate bine păzită. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5b. Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Întăreșteți acest zid al rugăciunii. Versetul numărul 6 spune așa, ne avertizează împotriva pericolului îngrijorării. Cuvântul îngrijorați are în el ideea de anxietate. Suntem tulburați, nu ne simțim ok de ceea ce presupunem că se va întâmpla. Versetul 6 spune, nu vă îngrijorați de nimic. Versetele în continuare spun că Dumnezeu, promisiunile Lui pentru noi este că El va înlocui grijile noastre cu pacea Sa când venim înaintea Lui în rugăciune. Cuvântul păzește din versetul 7 înseamnă a zidi o fortăreață împrejur ca să se pună o strajă în ea. Versetul 7 spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi. Și cuvântul ăsta, păzi, păzește, se referă la o cetate cu ziduri foarte puternice în care este o unitate militară care păzește teritoriul respectiv. Promisiunea Domnului este că El va înlocui grijile noastre cu pacea Lui care întrece orice pricepere. În al treilea rând, când problemele ne ies în cale, ni se cere, Dumnezeu ne dă un ajutor foarte prețios, intervine și ne ajută atunci când intervin probleme în viața noastră. În primul rând, Domnul este aproape, spune versetul 5. Domnul este aproape, nu doar la a doua Lui venire, El este întotdeauna aproape de copiii Lui care trec prin situații dificile. Mai departe, în versetul 6, suntem îndemnați să exersăm această unitate a rugăciunii. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar,
Versetul 6. Nu vă îngrijorați, ci aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Rugăciuni, cereri și mulțumiri. Exersează această unealtă care ți s-a dat. Dezvoltă-ți o inimă recunoscătoare. Indiferent de situațiile cu care te confrunți în viață, învață să lauzi pe Domnul prin toate lucrurile și să-i mulțumești pentru toate situațiile. Învață să fii recunoscător. Învață să lauzi pe Domnul pentru bunătatea Lui. Și în final, ultimul zid despre care vreau să vorbesc în această cetate, dacă vreți, care ne poate apăra mintea, este să lucrăm la zidul purității noastre. Versetul numărul 8, care va fi, de fapt, subiectul studiilor noastre biblice de acum încolo, spune foarte clar. Toate cuvintele pe care le folosește Pavel aici sunt o imagine a cuvântului lui Dumnezeu. Tot ce este adevărat, nu? Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, acelea să vă însuflețească. Aceasta este de fapt imaginea cuvântului lui Dumnezeu, care conține adevăr, cinste, dreptate, curățenie, el merită să fie iubit, dragoste, el este valoros, merită să fie primit, el merită toată lauda și cinstea. De aceea, cuvintele acestea, sunt bucuros că după atâtea cuvinte negative care le-am studiat, vom avea acum câteva studii biblice cu cuvinte pozitive din Noul Testament. Dacă vreți, toate aceste cuvinte pe care Pavel le folosește în acest verset sunt o imagine a cuvântului lui Dumnezeu. Și zice Pavel, ăsta să vă însuflețească, astea să le lăsați în mintea voastră, de astea să vă îmbogățiți, de asta să vă preocupați tot timpul și să fugiți de reversul, de celelalte. Când vom studia despre tot ce este adevărat, vom descoperi că în jurul nostru există extrem de multă minciună. Avem de-a face cu fake news. Nu mai știm ce este adevărat. Zilele trecute am fost așa orepilat pentru că o vreme, de exemplu, am urmărit un canal de știri din România și mi-am dat seama, așa încet, încet, domnule, ăsta e atât de liberal, că mai rău ca CNN. Imediat l-am abandonat. Foarte greu descoperi ce este adevărat și ce nu este adevărat, nu? Foarte greu în zilele noastre. Vom vedea ce dificil este să rămâi lângă adevăr într-o lume a minciunii, într-o lume a dezinformării. Ceea ce avem aici este o chemare de a ne fixa mintea asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Sursa pentru a afla despre aceste lucruri este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă ne vom umplea mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, nu va mai fi loc pentru cele rele, pentru cele mincinoase, pentru cele false. Nu va mai avea loc pentru îngrijorare, nu mai va fi loc pentru frică, pentru răzbunare. Nu vom mai avea loc pentru confuzie și necazuri. O minte umplută și condusă de cuvântul lui Dumnezeu este o minte stabilă, o minte solidă, care rămâne, care rezistă atacurilor. Zilele astea am urmărit la televiziune un fel de debate a unui tânăr foarte bine pregătit în ceea ce se întâmplă astăzi în America, cu studenții unei facultăți. Am fost îngrozit să-mi dau seama că studenții ăștia, domnule, erau la științe sociale, istorie, filozofie și așa mai departe, erau de o ignoranță îngrozitoare, nu știau
istoria Americii, nu știau lucrurile elementare în care noi trăim. Erau așa de spălați la creier, când spunea tânărul acesta, măi, oameni buni, dar zice, democrații voștri sunt cei mai bogați oameni din America. Cum așa? Că noi suntem împotriva bogaților, trebuie să le luăm averile. Gândeau ca și comuniștii. Ce mă băieți, spunea ăsta, oamenii ăștia să dau comuniști ca și voi și voi sunteți niște idioți din aia utili propagandei lor, nu? Ei se dau de culoarea voastră ca să nu veniți după ei, că voi sunteți împotriva bogaților și ei spun, nu, alții sunt bogați, nu? Și am început să le dea o listă de... S-a blocat bietul student. Zice, poți să-mi dai, în afară de Elon Musk, un alt bogat, multimiliardar, care este de partea aia altă? Nu, nu știu pe nimeni. Zicea el, trăim într-o lume a minciunii. Bogații umblă prost îmbrăcați, se tatuiază ca ceilalți, umblă cu mașini ca să crezi că e de-al tău, dar el este putre de bogat. Și ți-a spălat mintea cu ideile astea, când de fapt ei nu cred în ele, e practic exact pe dos ceea ce spun. Ar trebui să învățăm să ne păzim mintea de lucrurile astea și să o ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei o minte stabilă, fixă, singurul loc unde poți obține este Cuvântul lui Dumnezeu. Pune Cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta. În concluzie, aș vrea să enumăr câteva lucruri. Nu le-am mai scris aici, dar vreau să vă spun că mintea noastră este un dar foarte prețios de la Dumnezeu și ar trebui să avem grijă de ea. Să avem grijă ce punem în ea. Darul ăsta de la Dumnezeu poate fi folosit pentru binele sau pentru răul nostru sau celora din jurul nostru. Toate forțele binelui și ale răului se luptă pentru mintea ta. Cum ai deschis televizorul, este un atac la mintea ta. Este o reclamă, este o propagandă, este un atac la mintea ta. Să crezi ca și ei, să le cumperi produsele, să umbli pe drumul lor, să te porți ca și ei, să consumi ceea ce îți vând ei. Cine câștigă bătălia este întotdeauna determinat de tine. Este o poveste foarte simpatică. Spune că un bătrân filozof i-a spus unui copil, zice, ai grijă că în tine sunt doi lupi foarte puternici și unul este bun și unul rău. Zice, știi care o să câștige bătălia? Zice, nu, ăla pe care îl hrănești, la care îi dai de mâncare, ăla o să câștige bătălia. Practic, ăla o să te sfâșie într-o zi. Ar trebui să avem grijă ce băgăm în mintea noastră. Nimeni nu își poate controla mintea în afară de tine. Aveam o cunoștință care întotdeauna se temea că cine știe ce cred eu despre el. Zice, măi, eu știu ce crezi tu despre mine. El zice, nu știi. Nu știi deloc. Nu poți să știi ce cred eu despre tine. Într-un fel mă bucuram că nu știe. Pentru că noi nu putem ști ce este în mintea altora. Okay? Ni se spune în Biblie că trebuie să ne întărim mintea, este treaba noastră, este o muncă individuală, un efort personal. Trebuie să ne întărim în continuu, să punem ceea ce trebuie în ea, să învățăm ceea ce e bun, să păstrăm ceea ce este bun. Această chestiune este foarte critică pentru că modul în care gândește cineva determină modul în care va trăi el. Cuvântul acela din Proverbe spune foarte clar, cum gândești, așa ești. Cum gândești, așa ești. Ne vom purta după modul în care noi gândim.
trebuie să vedem că mintea noastră este îndrăgostită de Iisus, de cuvântul Lui, de adevărul Lui. Până când mintea nu e liniștită, toată viața noastră este scăpată de sub control. Vă provoc să începem să ne întărim mintea, să avem grijă de ea. Nu avem nimic mai prețios în lumea asta. Uitați-vă la Biden, care a pierdut-o. Vin bolile, vine bătrânețea și se duce, nu? Aveți grijă de ea. Știți că oamenii care pierd repede este oamenii care nu și-au folosit-o cum trebuie. Nu și-au folosit-o cum trebuie. Foarte ciudat lucru se întâmplă în lumea noastră și ar trebui să ne deschidem ochii și să vedem și să ne păzim mintea, mai ales în vremurile acestea, care exercită un atac absolut furibund asupra minții noastre. Haideți să ne rugăm Domnului și ridicați în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui și pentru harul care ne l-a dat să fim împreună, prea iubiții și doriții noștri frați. Să ne rugăm Domnului.